Iată, mă aflu din nou aici la Colegiul Louisiana pentru a vă mărturisi cuvântul lui Dumnezeu și pentru a vă ajuta să creșteți în credință. În spatele meu, după cum bine vedeți, se află un anunț comemorativ care vorbește despre rădăcinile creștine ale acestei școli și că aici au învățat oamenii ai rugăciunii, oameni după inima lui Dumnezeu. Acest anunț îmi aduce aminte de un verset din cartea Proverbe care spune: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Fondatorii acestei școli au avut o viziune din partea lui Dumnezeu și și-au încredințat lucrările Domnului, iar Dumnezeu a împlinit această viziune și i-a ajutat să o ducă până la capăt. Și lucrul acesta vrea să-l realizeze Dumnezeu în viețile noastre. El vrea să ducem la bun sfârșit viziunea pe care am primit-o de la El și să spunem: Doamne, încredințez această viziune în mâinile Tale. Și împreună cu aceasta îmi încredințez și eu viitorul în mâinile Tale, Doamne. Dă-mi putere să merg mai departe. Foarte mulți oameni își doresc să afle viitorul, dar viitorul fiecăruia începe chiar acum. Viitorul începe atunci când îți încredințezi viața și lucrările Tale, Domnului, având toată încrederea că El va lucra. Umblă, te rog, în ascultare de El. Cunosc o mulțime de oameni care vor să-și cunoască viitorul imediat, dar Dumnezeu vrea ca zi de zi să faci ceea ce El îți cere. Unul din motivele pentru care mă întorc mereu la colegiul din Louisiana cu plăcere este acela că aici am învățat să ascult de Dumnezeu în cele mai mărunte lucruri. Ei bine, eu aveam o viziune măreață încă de pe vremea studenției mele. Visam să ajung cu Evanghelia în toată lumea. Dar am învățat să ascult de Dumnezeu chiar și în cele mai mărunte lucruri, să studiez Biblia și să fac voia Domnului în fiecare zi. Iar atunci când mi-am încredințat Domnului în fiecare zi lucrările, El a început să-mi deschidă o ușă, apoi o altă ușă și tot așa mai departe. Și tocmai vorbeam cu soția mea săptămâna aceasta despre modul minunat al lui Dumnezeu în care ne-a deschis mai multe uși și cum o ușă a deschis o altă ușă pentru Evanghelie. Și până la urmă nu trebuie să faci decât să vii înaintea Domnului în rugăciune și să-i spui: Doamne, îți încredințez și astăzi lucrarea pe care o am de făcut pentru Tine și mă încred în Tine cu privire la viitorul și planurile pe care le-ai pregătit pentru mine. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și lasă-L pe El să te călăuzească în toate planurile Tale. Și aș vrea să mai adaug ceva la asta. De când am terminat școala aici, Dumnezeu a făcut mai mult decât mi-am imaginat eu vreodată. Dacă vei umbla în ascultare și vei fi credincios în lucrurile mici care ți-au fost încredințate, te vei trezi într-o zi spunând: wow, este extraordinar cum a lucrat Dumnezeu până aici. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile.